cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit și rostogolirea înapoi din ghemuit în ghemuit. Tema se adresează clasei a cincea, Competența generală numărul 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinilor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol, liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere, 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere, 25% din nota finală. În clasa 5, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elementele dinamice, cuprinde. Rulări, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnare laterală sau roata laterală. Rostogolirea Reprezintă o întoarcere completă peste cap în care părțile corpului vin în contact cu solul în mod succesiv. Se pot executa înainte, înapoi și lateral, cu genunchii îndoiți sau întinși, de pe loc sau din elan. Rostogoliri cu genunchii îndoiți. Mișcarea se efectuează cu toate articulațiile corpului în flexie. Spatele se rotunjește, capul se apleacă înainte, genunchii se apropie cât se poate de mult de piept. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. Poziția de plecare. Ghemuit cu fața la direcția de rostogolire. Descriere tehnică, mecanismul de bază. La plecare, bărbia în piept și picioarele execută o impulsie scurtă. 1. Palmele orientate înainte sunt sprijinite pe sol și încadrează genunchii. 2. Contactul cu solul se realizează cu ceafa. 3. Mâinile apucă genunchii pentru a ajuta gruparea. 4. Genunchii se apropie cât mai mult de trunchi. 5. Exerciții. Rulări pe spate înainte și înapoi. Rulare pe spate, din ghemuit, înghemuit. Rostogolire înainte, din ghemuit, înghemuit, cu ajutor. Greșeli posibile. Nu se duce bărbia în piept. Contactul capului cu saltea nu se realizează în zona cervicală, ceafa. Așezarea incorrectă a palmelor pe sol. Nu se menține gruparea corespunzătoare a segmentelor pe tot parcursul execuției. Necoordonarea acțiunii brațelor cu acțiunea celor alte segmente ale corpului implicate în execuție. Picioarele nu execută la plecare o impulsie scurtă și activă care să imprime corpului forța și viteza necesară realizării mișcării. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit. Descriere tehnică, mecanismul de bază. Poziția de plecare, ghemuit cu spatele la direcția de rostogolire. Dezechilibrare înapoi. 1. Șezut ia contact cu solul aproape de călcâie. Mâinile se așează înapoi pentru a amortiza contactul cu salteaua. 2. Rulare pe spate cu genunchii la piept. 3. Mâinile se duc rapid înapoi peste cap cu palmele în dreptul cefei și degetele mari spre interior. 4. Se împinge simultan în brațe în timp ce șezuta trece peste cap. 5. Brațele se întind și se revine înghemuit. 6. Exerciții. Rulări pe spate, înainte și înapoi. Rulări pe spate, din ghemuit în ghemuit. Rostogolire înapoi, din ghemuit, pe plan înclinat. Rostogolire înapoi, din ghemuit în gemuit, cu ajutor. Greșeli posibile. Brațele și picioarele nu împing suficient în sol pentru a mări viteza de rostogolire pe care o capătă corpul datorită deplasării centrului de greutate înapoi. Genunchii se întind și se depărtează prea mult de la piept, provocând o frânare a mișcării. Mâinile se așează cu dosul palmei în jos, forțând articulațiile pumnilor. Brațele rămân îndoite din cot, în loc să se întindă prin împingere și din acest motiv toată greutatea corpului rămâne pe ceafă și pe cap cu tendința de a cădea înapoi. După însușirea celor două elemente dinamice se poate trece la legarea lor. De exemplu, rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit, urmată de rostogolirea înapoi din ghemuit în ghemuit. Legarea se poate face direct sau prin introducerea altor mișcări între cele două tipuri de rostogoliri. Materialele filmate au fost realizate la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred. În educație. În educație fizică și sport. Cred.